Bună ziua, a început să vină vara, așa că ne bucurăm de o vară frumoasă, chiar că e caniculară sau este răcoroasă și plină cu noi. Avem un puzzle micuț de 1000 de piese, cu bucățele foarte mici, care sunt albe. Toate sunt albe, mai puțin pe partea cu scris. O să fie un puzzle complicat și va fi foarte dificil să-l fac, dar cu răbdare și cu multă inspirație, voi reuși să-l am în o lună, cred că făcut, complet. Mai departe, este un puzzle de 3000 de piese din Dubai, nedesfăcut deloc, și este orașul Dubai. Un puzzle foarte frumos și abia ce să-l fac printre cele care sunt mic cu colorate. Primul meu puzzle, Ravensburger, cu 3000 de piese, este cu cascadele din Waterfall of Bali. Este desfăcut, piesele sunt împreună, luate de aici. Abia așa să-l fac, deoarece complicat și alb și negru, puțin verde, va fi de lucru. Și încă un puzzle de 3000 de piese, unul cu pictură de data asta și deja a fost făcut. Are deja părți de piese lipite. Pictura este aceasta, una faină. Și el are dimensiunea așa. 83 cu 123. E mare, adică asta vreau să. Și nu în ultimul rând, avem unul dintre cele mai frumoase puzzle-uri și cele mai grele, 8000 de piese cu această pictură minunată. Îl am de aproape 4 ani de când l-am cumpărat și trebuie să-l facem pentru că e cam o trecut ceva de ani. Și are două pungi cu 4000 de piese. Și ca de obicei avem și un afiș frumos, așa, interesant, pentru a putea avea cei care nu văd mai bine prin ce zonă se află acea piesă. Îți verific că le-am. O să fac la toate aceste pasuri într-un videoclip frumos pentru YouTube. Apropo de YouTube, am avut mici probleme cu videoclipurile. Nu găsesc aplicația care să mă ajute pentru a putea face un videoclip mai tare decât cele care l-ați văzut până acum. Mă tot confrunt cu ideea că până acum n-am primit niciun ajutor, nimic. Când o să am un ajutor, vă prezint și colegul meu și așa o să fie frumos să vi-l arăt cât de frumos este să ai de-a face cu oameni care să te ajute la videoclip. Așa mai departe. Aplicații și restul. Dacă nu vreți, voi mai încerca să mă descurc de unul singur. Dar să nu uităm, pasurile sunt faine și trebuie să mă mai opresc din când în când, pentru că mai sunt și alte treburi în viață, în afară de puzzle. Deci, asta e munca mea de vară și abia aștept să-l fac. Toată vara, deci am zis toată vara. Poate începe de săptămâna aceasta sau din altă săptămână, complet înseamnă să facem toate aceste puzzle-uri în câteva luni. Cam așa, 3 luni. Dacă va fi și una în luna septembrie, adică din toamnă, asta este, m-am apucat puțin și alte puzzle. Pe atunci, sper să ne mai vedem peste alte săptămâni cu alte videoclipuri faine și postări pe Facebook.